Investiții importante au fost atrase depunându-se eforturi substanțiale pentru reabilitarea și modernizarea spitalului orășenesc din Vânjumare. Profitând de iarna blândă pe care am avut-o, constructorii au lucrat în continuu, astfel încât investiția are un ritm bun de implementare. Echipa de experți aici au făcut măsurături, au făcut sondaje, nu se poate consolida să suporte încă un etaj, fapt pentru care s-a decis demolarea în întregime și reconstruirea ei. Mi-a comunicat proiectantul, e până la urmă e mai sănătos, demolăm corpul ăsta și facem un corp așa cum am făcut și pe exact cum a fost acolo, va veni la aceeași regim de înălțime. Reabilitarea, modernizarea și extinderea spitalului orășenesc din Vânjumare este o investiție foarte importantă pentru zona de sud a județului. Președintele Consiliului Județean Măedinți, Aladin Georgescu, s-a deplasat în acest weekend la fața locului pentru a verifica modul în care se lucrează, pentru ca la final pacienții să poată fi primiți în condiții de siguranță. Am profitat de faptul că am ajuns în acest weekend în orașul meu natal, Vânjumare, și am venit să văd modul în care se derulează lucrările la spitalul din acest oraș. Evident că s-a lucrat în această iarnă, în primul rând datorită faptului că vremea a fost în general bună și a permis continuarea acestor lucrări. Pe de altă parte și termenul în care trebuie executată această lucrare este destul de strâns și era neapărat nevoie să se lucreze și pe timp de iarnă. Sunt mulțumit de ce s-a lucrat până acum. Urmează ca în perioada următoare să se demoleze total un corp de clădire și anume corpul situat către Teatrul de Vară pentru a se construi o nouă construcție cu parter și două etaje, astfel încât totul să fie la același nivel, să avem o clădire cu parter și două etaje, dotată cu tot ce trebuie. Lucrările se desfășoară într-un ritm alert atât timp cât vremea este prielnică. Reabilitarea primului corp a ajuns deja la acoperiș, urmând ca în curând să înceapă lucrările la cel de-al doilea corp de clădire. Locuitorii din această zonă a județului vor putea beneficia de o unitate medicală modernă. În momentul acesta am început lucrările la acoperișul peste zona deja executată, plus că în continuare o să ne extindem aici și venim cu etajul 2 pe această zonă pe care ne aflăm în acest moment. Spitalul Vânjumare reprezintă poate unul din cele mai mari obiective și cele mai importante pentru acest oraș. Vedeți și dumneavoastră, se lucrează într-un ritm alert. Spuneam că e foarte, foarte important pentru oraș și nu numai pentru oraș, pentru toată zona de sud, așa cum am mai spus-o de fiecare dată. Și cred că va avea și va fi unul dintre cele mai eficiente spitale, având în vedere zona care o deservește. Criza sanitară creată de coronavirus arată necesitatea și importanța investițiilor în infrastructura de sănătate. Astfel, obiectivele proiectate pentru unitățile medicale din județul Mehedinți sunt mai mult decât oportune.